Unde putem direcționa 2% din impozitul pe venitul aferent anului trecut? Este o întrebare la care mulți dintre contribuabili caută un răspuns până pe 15 mai. Cea mai simplă variantă este alegerea unei organizații non-profit. Următorul pas, completarea formularului 230, care va fi depus mai apoi la finanțele publice. Aceste sume din impozitul pe salarii pot fi redirijate pentru sprijinirea unor entități non-profit cu scopuri caritabile, pentru unități de cult, pentru burse private, pentru anumite cheltuieli efectuate în domeniul spațiului locativ. Cei care completează formularul 230, după ce completează acest formular, trebuie să se prezinte la noi, să-l depună la camera 110. Pentru unitățile non-profit, sumele provenite din această operațiune reprezintă o sursă importantă de venit. Cu ajutorul acestor sume, ele își pot duce la îndeplinire proiectele de bun augur pentru comunitate. Pentru realizarea proiectelor și programelor Crucii Roșii, care le știți că sunt de importante. Primul ar fi dezastrele naturale și tot timpul trebuie să fim pregătiți pentru a interveni, să luăm exemplul Japoniei, și în al doilea rând programul social, sprijinul persoanelor vulnerabile. Deci ne sunt de mare ajutor și până acum avem ceva colectat pentru filiala de Cruce Roșie. Sperăm să mai găsim binevoitor să mai dirigeze 2% din impozitul pe venit. Procentul acesta de 2% pe care legile fiscale din România îl acordă, să spunem, organizațiilor non-guvernamentale este de mare folos pentru derularea proiectelor inițiate de asociații sau de fundații. Asociația Cordelia s-a implicat în derularea mai multor proiecte care au fost pe diferite arii curriculare, să spunem, de la cele sportive, la cele teatrale, culturale, până la cele caritabile. Să nu uităm că în Drobeta Turnu Severin am înființat Centrul pentru Terapie pentru copii cu probleme de autism. Gestul salariaților poate fi urmat și de alte categorii de contribuabili și persoanele fizice autorizate, oricei care au obținut venituri independente din profesii liberale pot direcționa cele 2% din impozitul pe venit către o unitate non-profit. Atenție însă, termenul limită pentru depunerea formularului 230 expiră pe 15 mai.